Take off your stupid fucking hat. 3, 3, 5 i benzinare la cum îmi place mie. Gang, frate petrec, mă rupe de tubul. Am scris și o toată pe care l-am făcut. Pam, era nasoi, știi? Da, da. Hai, bine. Ia, ia. Ce? Lasă, asta e bună, asta beau acum. Are nasul. Ce mai cuvertură? Al și ce rimă? Oh, hello, bitch. Take off your stupid fucking hat. Hello, bitch. Hello, bitch. Marius. Arzi! Salutare, oameni buni, mă numesc Marius Nicolae, sunt la medicină. Știu că v-am tâmpit cu acest intro. Da, na, asta e. Mă aflu la mine în cameră unde este un dezastru complet, trebuie să fac curat. Dar, înainte de asta, fraților, ați văzut ce s-a întâmplat cu Logan Paul, în ce căcat mare a intrat cu acel clip cu omul care s-a spânzurat în Japonia, în Suicide Forest. Ei bine, în cazul în care nu știți despre ce este vorba, pur și simplu Logan Paul, în timp ce făcea un daily vlog în Japonia, a intrat în The Suicide Forest, o pădure din Japonia, unde anual cică s-ar sinucide în circa 100 de oameni cu mental illness, adică gen probleme mentale, depresie sau altfel de alte boli de psihice de genul ăsta. În fine, Japonia oricum e cunoscută pentru numărul foarte mare de sinucideri anuale. Trecând peste asta, Logan Paul, în timp ce filma un daily vlog acolo, a descoperit un cadavru, un om mort, un om care tocmai ce se spânzurase, lucru care e destul de disturbing, în fine. Și nu asta e problema că a descoperit cadavrul, pentru că pur și simplu putea să filmeze cadavrul respectiv și gen să nu îl arate, așa cum a și făcut. Putea gen să zică, ok, we found a dead body, now we are ending the vlog sau chestii de genul ăsta. N-a făcut asta, pur și simplu a tratat cadavrul respectiv, persoana respectivă cu foarte mult dispreț, și anume că el, în loc să închidă camera, a luat și a filmat cadavrul la modul gen, la un metru distanță i-a filmat mâinile și puteți să vezi mâinile care erau super vine, vânete, niște cadre groasnice, niște cadre pe care nu mă așteptam ca un YouTuber cu o audiență de 15 milioane de abonați, un număr de ăsta astronomic, să arate pe YouTube astfel de cadre. Dar nu asta ar fi cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă e că a început să facă glume complet deplasate la adresa cadavrului. Frate, cum să spui că să întrebi pe ăla de filmează sau că ce n-ai stat niciodată lângă un om mor și să începi să râzi? Adică niște chestii complet handicapate, lucru ce denotă foarte multă imaturitate din partea lui, foarte mult infantilism și iresponsabilitate. Adică, nu știu, eu eram super fan Logan Paul, adică și intro-ul ăsta cu eu seamănă un pic de la el. Cumva încercam, era o sursă de inspirație pentru mine și da, sunt un fan Logan Paul până la urmă. Da, clipul acesta m-a dezamăgit. Eu am avut noroc, să zic așa, să văd clipul întreg, să văd cadrele pe care multă lume acum le critică. Am apucat să văd clipul complet înainte să fie șters. L-am văzut într-o dimineață, pe la 4 sau 5 dimineață, ceva de genul. Eram bufnițe și nu puteam să dorm și am văzut clipul. Și într-adevăr am rămas și eu șocat când am văzut cadrele cu mortul, dar am fost foarte rău deranjat, am fost enervat de acele glume complet handicapate, complet deplasate pe care Logan Paul le făcea la adresa mortului. Și frate, râdea omul râdea. Foarte nașpa, foarte, foarte nașpa. Sunt mulți youtuberi care și-au distrus cariera intrând într-un astfel de conflict, cum a fost și Toby Turner. Probabil na, cei care sunt mai de prin 2005 pe 2016 pe YouTube nu prea știu cine Toby Turner. Toby Turner, un mare youtuber din America cu 3 canale, unul cu 6 milioane de abonați, unul cu 5 și unul cu 2 milioane de abonați. Tot la fel a fost acuzat de un viol și cariera pe YouTube s-a distrus, la modul că și acum pune clipuri, dar are canal de 6 milioane de abonați și nu face mai mult de 20.000 de vizualizări pe clip. Deci un canal mort, ăla chiar e canal mort. Din păcate asta cred că se va întâmpla și cu Logan Paul, pentru că a dat o bară. Chiar a dat o bară rău și foarte multe vedete, foarte
mulți oameni influenți din media, din mediul ăsta online, respectiv Facebook, Twitter, Instagram, cât și din mediul televizorului, cum ar fi BBC, CNN, i-au sărit în cap acuzându-l că n-a făcut o chestie foarte, foarte bună, dar și foarte mulți YouTuber, cum ar fi PewDiePie, l-a criticat și o să mai urmeze și alți YouTuber cu, cu influență foarte, foarte mare. Asta e. Și-a ruinat cariera în mai puțin de 24 de ore. Nasol. Foarte nasol. Ce vreau să evidențiez nu e... Adică, na, ideea că Logan Paul a făcut căcatul ăsta nu ne privește pe noi pentru că suntem în România. Dar ce vreau să evidențiez e că aveți mare grijă ce puneți pe internet. Dacă ești vedetă la modul 4, 500, 600 mii de abonați, 1 milion de abonați mai nou în România, trebuie să ai mare, mare grijă de imaginea ta, pentru că o chestie greșită, o singură chestie greșită poate să te omoare. Efectiv, la modul să te distrugă. Deci mare, mare grijă. Lăsăm de seama mai mult, eu acum mă apuc să filmez un clip nou pentru canalul secundar de cripto. Dacă nu ești abonat la canalul de cripto, frate, ce faci? Ai un card aici, abonează-te la canalul meu de cripto unde ți-ar cum să faci bani online. Așa, și după eventual cred că mergem cu Costi, Kimi, hai cu Stăchescu să bem o cafea la McDonald's. Nu, oameni buni, nu mănânc la McDonald's, îmi iau o cafea de la McDonald's. Deci teoretic nu e ca și cum ai mâncat de la McDonald's, pentru că nu te îngrași dacă iei o cafea de la McDonald's, fie o cafea, e cafea. Și știți că eu nu pot să trăiesc fără cafea. Și altă chestie, fraților, care este foarte important din punctul meu de vedere. Dragilor, ia uitați aici ce poză cu ea, mamă, 335i benzinare, exact cum îmi place mie. Bărbații au benzină, fetițele au diesel. Vorbesc eu care am avut 2000 diesel. Oameni buni, am postat o poză nouă cu mama mea pe Instagram. Ăsta este Instagramul meu aici. Deci asta este poza mea nouă cu mama. Intrați și bubuiți-o cu like-uri, pentru că ce se întâmplă? Am făcut pariu cu sora mea și cu mama că poza asta nu o să facă 5000 de like-uri și eu le-am spus, fraților, eu cred în audiența mea, cred în voi și știu că o să intrați și o să bubuiți poza aia cu like-uri și o să facă 5000 de like-uri, pentru că dacă o să facă treaba asta, mama a zis că o să-mi cumpere un cadou. Și chiar sunt curios ce cadou să-mi cumpere dacă poza respectivă face 5000 de like-uri. Deci așa că ajutați-mă. Sună telefoanele ca dracii. Gata și clipul pentru cripto. Ia uitați aici, se salvează. Gen screenshot-ul pe care l-am făcut. Mergem să bem și noi o cafeluță. Da, merem, cum să nu merem. E bine ați venit, e primăvară. Ce mișto e așa, fără zăpadă. Parcă nici se zice că ar fi ieri, parcă ar fi primăvară. Primăvara. Luăm bestia pământului. Oh, dar stai că sunt ambele bestii aici. E și asta, și asta. O luăm pe asta. Depliem oglinda. Intrăm aici în mașină. Oh, dar cred că e caldă, cred că a fost tata plecat undeva. Și așteptăm. Cam grea prima cheie, dar merg. Ăla de acolo e aprinzătorul care m-a prins cele 1000 de petărzi. Dacă n-ai văzut clipul cu petărzile, frate, aici acar 1000 de petărzi, am dat foc la toate deodată. Ia uitați cum se aude mașina asta. Are evacuări de alea cu boxe, știți, de alea cu sunet, cu boxe amplificat. Nu e sunet amplificat în boxe, e practic ca niște boxe în evacuare, se aude sunetul, ceva de genul. Nu știu, e interesant, nu mi-aș spune așa ceva pe mașină, nu mi-aș spune. McDonald's, de fapt, nu e McDonald's, e McDonald's. Tragem la McDrive, acilea, și să vă arăt, oameni buni, cum se comandă de la McDonald's. Să vedeți aici. Pam! În primul rând deschidem geamul, dacă n-ai de asta automat face așa de la manivelă. Sarnap! Vreau și eu, vă rog frumos, o cafea cu caramel. Cafea cu caramel? Caramel macchiato ăla, macchiato. Mai adăugăm ceva? Așa și... stați puțin să mă mai gândesc. Mai puneți-mă o plăcintă cu cireșe. Vișine sau fructe de pădure? N-aveți cu cireșe? Vișine atunci. Atât? Atâta. Cât faci? 30 și cafea o plăcintă a doua fereastră. Cât e total? Cafea este cam 50 de bani. 50? Bine. Ok. Sărna. Așa se comandă de la McDonald's, cu sărna, cu 50. Dar n-am comandat, dacă era așa, mă, ce-am comandat ca lumea, cu Big Mac, frite, cu dălea, da. Cum v-am zis, la cură de slăbire, dar nu merge acum. Ok, acum să vedeți acum ce urmează. Bă, dacă ăștia, vedeți, bă, e coloană, vede, știți că în coloană se claxonează, adică face așa. Știi? Mă, trebuia să comand ăsta, Bacon Clubhouse, dar gen să-l comand Bacon Clubhouse. Bacon Clubhouse. Bacon Clubhouse. Mâine asta facem. Comandăm Bacon Clubhouse. Stați puțin că să rămână. Ce să mă vedeți? Ceva cu 50 parcă. Nu știu exact. Da, plăcinte și cafeaua care e acolo. Cât e? Deci dau separat. Am dezactivat traction control-ul. Mai e ceva? O cafea, da. Cât face? Caramel macchiato. Stați puțin. Cam 50 de... McDonald's. Imediat. Asta, sigur.
mersi mult. A scăpat ambriajul. Am ajuns la Costi acasă, a.k.a. Mihai Costechescu, beau cafeaua și după că dăm o fugă până la Shelly. Stop, stop! Ok, deci m-am îmbrăcat așa, pentru că mă duc până la Shelly să fac o poză, să fac niște poze foarte, foarte șmechere din Instagram. Nu vă zic ideea care, dar e una, mi se pare mie, ce persoană mi se pare una foarte șmecheră, o să o vedeți pe Instagram. Ce, bă, vi se pare că sunt îmbrăcat așa? A? Elegant? Clinică, te pui fata așa. Face masaj, a? Bun, fata, bun. Gata, am luat șelarul și acum îl așez să coboare. Olu! Îl așez să coboare să vină să facem posa. Nu l-am mai văzut de mult timp ăsta, de peste un an. Parcă e mai... Bă, m-am îngrășat, vere? Nu. Ieri e Shelly pentru cei care nu-l știu. Și acum trebuie să-mi dea aparatul. Unde aparatul? Așa, aici. Mamă, cu asta e debutatul. Bă, vreau să-mi arăt și mie Sony-ul. Maius, nu mai zic nimic. Para mea. Așa trebuie să fac o poză acum cu aparatul legendar. Bă, care aparatul legendar rămâne cu... Păi cu asta? Da, cu 50-ul. Ți-am adus și încărcători, să știi. Să iată de tine, să nu... Baterie... Cală, dai pe aia? N-ai card? Nu, n-am card. Să mor tu? Bine, luăm de la ăsta atunci. Trebuie să pui ăsta. Aia, știu ce vrei tu, vrei să faci time-lapse cum îți fac o poză, da? Da, deci mi-a fost dor de și la ruchi. Adică, băi, para mea, chiar m-a fost dor de că nu am mai mult de mult timp. E neschimbat. Păi și fii atent, stai un pic, tu că-i tira asta. Cum e, bă, tu ești băiatul ăla care e unul pe training de mai mult decât Mimi? Da. Yeah. Five gang în casă. Stai puțin, ia, așa un pic, da. Ia cântăm, bă, și mie Five Gang, Singura Acasă, care mi-e copiat deloc după tot. Titlul. Nu e copiat după tot, e copiat după filmul Singura Acasă, nu e copiat după... Ana mea. A mea, da. Ia. Omul meu doc să rupem YouTube, apasă pe vechi, ia. Băi, am rupt cumva, adică dacă ziceam că rupem și nu rupeam, era nasol, știi? Da, am zis că rupem și am și rupt. Ce să nu faci? Chiar a rupt, să mor eu, că deci eu nu mă așteptam să fie clipul ăla de o săptămână, crede, când e bunul pe training. Nu? Ce, bă, e de pe 23. Că rupem YouTube-ul. Dar n-am fost mereu unul pe training, am mai căzut și pe doi. Dar hai să zic. Pe cine? Pe Dani Mocanu. Da, iau peste un pic camera să spun. Cum era, bă, cum începea? Nu știu. Crăciunul Five Gang. Cu brazii pe drag. Da. Rupem YouTube-ul. Apasă pe rec. Trebuie să invit industria. Trebuie... Bă, pe chinici am început să pus și eu foarte mulți bani și la modul gen niște sute de dolari pe zi din Bitcoin și alea. Da. De cuvânt. Eu nu mă pricep, nu mă fac înțelege, adică n-am ce de... Mă rog, pana mea, te bagi dacă te pricepi, știi, păi, dar eu am așa studiat mult. Marius, băi, te învață să faci bani, nu? Bă, ce ești, bă, că Logan Paul e mai rău decât mine? Sau eu sunt mai rău decât toți, ha? Marius, dacă ce? Găseai omul ăla mort în pădurea aia, nu te fii mai și vreai, Marius. Îl violam și imediat. Făceai serie cu el. Făceai 5 oare acolo să înțelegi ce făceai, da? Da, că nu zic chiar așa. Făceai o serie, dar uite, am aflat cum omul ăla s-a sinucis. Îi cunoșteai familia, lasă-mă, îmi pula mea. La 1000, la 10.000 de like-uri îl iau acasă. La 10.000 de like-uri vă ating. Adică, ce-a făcut omul ăla, dar să nu-i dăm sfinți. Poc! Ai poc? Bă, băiatul, tu poți poc pe tine? Ia zi porc. Eu nu-ți înțeleg abonații, cum porc, te supără. Porc, ia zi porc. Hai, zi porc. De ce sunteți abonați la Marius Nicolae? Explicați-mi și mie. Deci pentru, ce, pentru ce mai sunteți încă abonați la acest canal? Nu vă aduce nimic nou în pula mea, nu? Pentru că eu sunt pula mea. Deci, oameni buni, ăsta a fost și clipul aici cu șelarul. Ne vedem mâine, pa!